Găsit, bine ați venit la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 21 februarie pentru semnele de apă, rac, scorpion, pești. Înainte de toate, vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc fiind o etalare generală. Zodia Rac, în această zi văd că mai mult ca niciodată veți fi mai sigure pe voi, veți fi înfloritoare, senzuale, veți acționa, începeți proiectele dumneavoastră, poate unul dintre voi veți afla că sunteți însărcinate, veți fi foarte fertile. Văd că va da roade acest proiect de care vă veți ocupa în această zi și văd că Cavalerul de Bețe văd foarte multă ambiție. Da, și văd foarte multă energie și în același timp foarte multă acțiune. Dar acest lucru duce la oboseală. Foarte mult pe spatele noastre, foarte multă responsabilitate, e ca și cum nu vă lăsați dori să duceți la capăt acest proiect și veți reuși să-l duceți la capăt. Dar aveți grijă, atenție, pentru că poate duce la un dezechilibru și poate duce la o boală. Mai lăsați jos un pic sau mai cereți ajutorul și persoanelor apropiate, persoanelor dragi vouă, dacă simțiți că este prea mult. Da, văd că veți acționa să plecați să mergeți la un drum în ce privesc proiectele noastre pentru mai multă fertilitate, pentru mai multă comunicare, mai multă acțiune. Și aici un cavaler de bețe, în semn de foc, berbecleu săgetător, văd că va veni către dumneavoastră sau veți face un drum cu acest bărbat. Sau poate aveți ascendent în zodia berbecleu săgetător, ascendent sau luna și sunteți dumneavoastră acest bărbat care doriți să acționați în ce privești proiectele dumneavoastră. Văd că veți pleca într-o călătorie și văd o transformare pentru voi. Haideți să vedem zecele de bețe. Zodia Rac. Zecele de bețe aici, da, veți duce la bun sfârșit acest proiect. Îl veți termina. Îl veți conclude. Veți reuși să-l duceți la bun sfârșit. Da, 000, interesant. Suntem toți unu. Simte-te a face parte din ceva mai mare, din ceva mai mare decât tine, eu, toți la oaltă, da? Să te simți că faci parte din ceva mai mare, din univers. Închide ochii, conectează-te cu infinitul și deschide-te la legea unității. Lasă-te dus de val într-un moment de pură extazie și îmbrățișează iluminarea. Wow! Oamenii mei dragi, vă puteți conecta la divinitate. Poate unii dintre voi veți afla că cineva s-a urcat la ceruri. I-a venit momentul, din păcate. Face parte din viață. De fapt, există un sfârșit, dar de fapt nu este sfârșit, este o transformare. Și aici văd 000, legea unității. Veți avea parte de iluminare. În această zi veți avea parte de o revelație sau veți vedea lucruri mai clar în jurul noastră. Poate dintre voi vi se va deschide al treilea ochi. Sunteți foarte intuitivă și vă veți simți. E ca și cum veți merge pe stradă sau unde veți merge, veți privi în afară și o veți da seama că suntem toți conectați sau că totul ce este în jurul nostru este conectat la sursă, la univers și că toți facem parte din acest univers, din această lege 1, o unitate. Cred că în această zi veți avea parte chiar și de o revelație. Vă veți da seama de o iluminare, adică de un lucru foarte profund. Veți realiza acest lucru în această zi. Haideți să vedem îngerii pentru Zodia Rac. Interesantă zi pentru voi. Puritate. Wow! Puritate. Să respirați din inimă. Văd o vindecare în inima dumneavoastră. E ca și cum aveți parte de o renaștere.
Și unii dintre voi poate chiar vă conectați la divinitate. Văd foarte multă lumină pentru voi. V-am spus de al treilea ochi aici. În această zi veți străluci. Veți străluci. Veți crea. Veți pleca într-o călătorie și veți da, veți termina un ciclu, veți termina un proiect, veți duce la bun sfârșit, ceva și se termină, veți da la spate trecutul. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs. La revedere, numai bine, Doamne ajută! Zodia Scorpion, 6 de monede, fante de monede și 10 de monede. Foarte frumos! Un echilibru. Văd că veți colabora cu un tânăr și este un tânăr onest, stabil. Acest tânăr poate studiază. Sau văd că veți primi sau veți oferi o sumă de bani pentru un nou proiect, pentru un nou studiu, pentru un nou început. Văd că veți primi generozitate din partea unei persoane și văd foarte multă stabilitate. Și văd că veți începe un proiect, veți face primul pas în ce privește un curs sau un proiect și veți avea parte de stabilitate, chiar și de intrări de bani. Veți pune bani pentru mai târziu, deoparte. Wow! Haideți să vreau să le amestec. Zodia Scorpion. Șase de monede, să aveți grijă la un hoț. Deci aveți grijă pe cine au ajutați, că cineva aici încearcă să fugă, să se sustragă. Aveți grijă la un hoț aici, în ce privește un ajutor, sau cineva se cam joacă, să spunem așa. Poate fi un dezechilibru aici. În ce privește acest tânăr sau acest studiu, poate un nou început cu un bărbat, văd că cineva va încerca să vă cucerească, să vă facă curte. Un bărbat aici. Văd mai multă stabilitate, poate din partea unui bărbat, vă face curte, un nou început, poate aveți chiar și copii unii dintre voi, sau doriți să semănați un nou proiect sau să începeți o nouă relație cu acest bărbat. Văd că veți fi, cum v-am spus, cineva va încerca să vă cucerească. 10 de monede din partea unei femei, veți avea parte stabilitate din partea unei femei din familie și cifra 2 poate are un rol important. 14-14, legea cauză-efect te va învăța că în orice acțiune produce și o reacție, orice efect este generat de o cauză. Asumă-ți responsabilitatea de alegerile tale și îngerii vor fi alături pentru a te susține în deciziile tale. Deci, oamenii mei dragi, fiți echilibrați în deciziile dumneavoastră pentru că aici e cauză-efect. Ce veți da, ce veți vorbi, ce veți comunica, ce veți gândi, acest lucru se va întoarce la dumneavoastră, ca un bumerang, este cauză și efect, să vă asumați responsabilitatea. Și, deci, orice acțiune a dumneavoastră va produce o reacție. Așa că fiți atenți ce veți alege și îngerii vor fi alături pentru a vă susține în această alegere. Haideți să vedem. Ok. Văd că vă veți vindeca inima. Aveți nevoie de a vă vindeca inima. De orgoliu, poate, sau a fost foarte mult orgoliu, văd o regenerare, o vindecare pentru voi. Da? Poate veți sta mai mult în mijlocul naturii, culoarea verde. În ce privește o comunicare, poate veți face pace cu cineva. Trebuie să ascultați și punctul de vedere al altor persoane, cu zodia săgetător, poate, să ascultați punctul de vedere al altor persoane pentru a putea duce la pace, la un echilibru, da? Doar așa poate, ascultând acea persoană și luând în considerare și punctul său de vedere, veți reuși să aduceți pace în viața dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Doamne ajută! La revedere, sănătate! Zodia Pești! 7 de bețe cu judecata
Și cu forța. Aici spune că vor fi anumite provocări în jurul dumneavoastră sau poate conflicte interioare care le aveți în interiorul dumneavoastră sau și nu știți că le aveți. Aveți nevoie să vă mențineți echilibru, meditați, să vă regăsiți pacea. Da? Nu luați în considerare punctul de vedere al altor persoane. Nu coborâți la compromisuri și aveți încredere în voi, în valorile dumneavoastră și mergeți înainte pe acest drum. Judecata văd aici că trebuie să analizați, să valutați un trecut, un prezent, pentru o renaștere, pentru o reînnoire în viața dumneavoastră, pentru o transformare. Vedeți, aceste cadavre se transformă în fluturi, da? Pentru o eliberare, pentru o renaștere, pentru o purificare. Sunteți chemate la datorie. Poate cineva din trecutul dumneavoastră se reîntoarce, veți primi o veste că se reîntoarce în viața dumneavoastră, că va reveni acasă, dar în același timp văd în familia dumneavoastră, zic, poate intrați în legătură cu zodia Leu, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, și văd că veți intra în legătură cu copiii, veți zâmbi mai mult. Trebuie să fiți compasionevoli cu copiii dumneavoastră și vi se cere forță interioară, curaj, să dați dovadă de curaj. Este ok să fiți puternici, dar să fiți într-un mod iubitor, nu impulsiv. Și știți să fiți puternici într-un mod iubitor, nu impulsiv. Pentru că poate e posibil să auziți anumite reproșuri, anumite comentarii care nu vă vor face plăcere și vi se va pune răbdarea la probă, încercări. Înțelegeți? Și de acolo trebuie să fiți mai înțelepți, mai răbdători. Da. Și cred că veți fi mai protector cu copiii dumneavoastră în această zi. Și cifra 8, 20, 7 poate are un rol important. Haideți să clarificăm. Poate în această zi dumneavoastră sunteți mai protectori de obicei și uneori poate posesiv și acest lucru deranjează. Văd că în ce privesc banii, acolo aveți nevoie de un echilibru, da? Și veți primi o sumă de bani. În ce privește judecata din partea unei instituții, unei firme, văd că sunteți chemați să analizați anumite lucruri din trecutul dumneavoastră pentru a menține un echilibru, pentru a lua decizii înțelepte, pentru un viitor mai bun, bineînțeles. Aici se cere de a face lucrurile bine. Și forța îmi spune că în casa dumneavoastră, în familia dumneavoastră, vă veți ocupa de copii. Și aici vi se cere forță, da? Să vă jucați cu copiii, să fiți mai protectori și cifra 21, 3, 5 și 9 poate are un rol important. 4. Văd că veți avea parte de stabilitate în casa dumneavoastră. Îngerul tău îți aduce aminte că este întotdeauna alături de tine pentru a te ghida și te-a iubi necondiționat. Nu te grăbi, ia-ți timpul care ai nevoie pentru a înțelege ceea ce dorești cu adevărat. Cine te iubește, te respectă și te susține. Ești o persoană bună, sinceră și lasă-te iubită, iubire necondiționată. Deci, cum spuneam, veți primi, poate, vi se va pune la încercare nervii, răbdarea, da? Prin anumite comunicări, comentarii, etc. Deci, de aceea, vi se cere să fiți curajoși și să dați dovadă de forță, dar într-un mod iubitor. Și, vedeți, cine te iubește, te așteaptă și te va susține. Ești o persoană bună și sinceră. Lasă-te iubit. Poate ți-e frică și ești mai rigid pentru că ai suferit, nu mai dorești să suferi, nu mai ai încredere. Poate ești posesiv sau controlezi persoane sau situațiile pentru că ți-e frică că-ți scapă de sub control și se repetă cum s-a repetat în trecut. Nu e... Cine spune că se va întâmpla ca în trecut? Nimeni.
Ce a fost în trecut, karma s-a spălat, s-a șters, s-a vindecat, s-a curățat, s-a terminat. Și îngerul te aduce aminte că e alături de tine, să te ghideze, să te iubească necondiționat și să nu te grăbești, să nu te lași nici condiționat de alții, nici ca alții să te preseze, să iei timp, să iei vreo decizie. Nu. Ia-ți timpul necesar pentru a înțelege ceea ce dorești. Cine te vrea, te așteaptă. Și cifra 4 poate are un rol important în viața dumneavoastră. Oamenii mei dragi, vă iubesc și vă aștept data viitoare. Dacă nu v-ați înscris la canal, apăsați clopoțelul și veți primi notificări pe parcurs. Doamne ajută tuturor, numai bine! La revedere, sănătate!